Bun găsit! Ne aflăm la sala de gimnastică a Clubului Școlar Sportiv din Bârlad, unde fetițele se antrenează, tinerile gimnaste. Am venit să le vedem astăzi, pentru că pentru ele este o zi obișnuită. E o zi frumoasă și afară, dar în general, în această pandemie, fetițele au lucrat, au perseverat, au dat dovadă de multă disciplină și au venit la sală în condiții de siguranță să se antreneze. Am venit să le vedem astăzi, dar nu doar să le vedem la treabă, ci și să le felicităm, pentru că s-au întors cu foarte multe medalii de la două concursuri importante de aici din țară. Mai multe amănunte o să aflăm de la antrenoarea lor, Ana Maria Iordache. Ana Maria Iordache, felicitări pentru rezultatele frumoase obținute la cele două campionate naționale care au avut loc în perioada 1 între 17 și 19 și celălalt între 19 și 22 noiembrie. Deci v-ați întors luni acasă cu 14 medalii. Da, adevărat. În perioada pe care ați menționat-o am participat la două campionate. La campionatul național am fost reprezentați de 4 copii, unde am obținut 13 medalii, iar la campionatul național Open am fost reprezentat de o sportivă, Puflea Amalia, care este componenta a lotului de junioare de la Deva, deci ea se antrenează la Deva, însă reprezintă clubul nostru. Ea a obținut o medalie de argint la sărituri. Care sunt fetițele care au primit aceste medalii bine meritate după un efort îndelung? O avem pe Trică Florina, care este sora mai mică a sportivei Trică Daniela. Ea a obținut 3 medalii de aur și una de argint, cea mai valoroasă fiind medalia de aur la individual compus, deci este campioană absolută. Donose Andra, care a câștigat 3 medalii de aur și 2 de argint. Amalia Palan, care a câștigat 2 medalii de argint și un bronz. Și Puflea Amalia, care a luat o medalie de aur la sărituri. Deci avem două campioane absolute. Da, adevărat, Donose Andra și Trică Florina. Dacă ar fi să ne gândim la valoarea celorlalte echipe din țară care au participat la competiții, cam pe unde s-ar situa Bârladul? Bârladul a început să fie un oraș reprezentativ la toate campionatele naționale. Nivelul nostru de pregătire a crescut foarte mult în ultimii ani și condițiile din sală s-au îmbunătățit, mai ales în urma sponsorizării pe care am obținut-o de la domnul Duluță Constantin, o sponsorizare considerabilă de 75.000 de euro. Ne-am refăcut în totalitate groapa cu bureți, ne-am achiziționat masă de sărituri, trambulină, colar pentru copii, pârtia de acrobatică nouă și încă mai avem calup de burete care îi folosim ca metodică pentru sărituri și pentru învățarea tuturor elementelor acrobatice, plus că mai sunt în asociație o parte din bani pe care îi păstrăm pentru că dorim să achiziționăm un podium nou pentru Cupa Andreea Răducan, din cauza că cel pe care noi îl avem în sală nu este conform regulamentului, este mai mic și nu putem să-l scoatem din sală. Și atunci noi ne păstrăm o sumă pentru a putea organiza Cupa Andreea Răducan. Pe această cale doresc din nou să-i mulțumesc pentru bunătatea care a avut-o și aplecarea care a avut-o spre nevoile copiilor. Văd că fetițele se antrenează și pe timp de pandemie. Bănuiesc că sunt respectate niște reguli stricte și noi am văzut acest lucru pentru că ne-ai pus să ne descălțăm la intrare. Categoric, avem un protocol strict, conform legii, toate aparatele sunt dezinfectate, copiii păstrează distanța, program mai prescurtat de antrenament pentru că sala trebuie aerisită, trebuie să respectăm toate normele legislative, trebuie să purtăm mască, deci nu ieșim cu nimic din tipar, tocmai ca să ne putem păstra sănătatea noastră și a copiilor, să nu întrerupem activitatea. Este foarte important în gimnastică, este continuitatea. Așa este. Eu stau pe această bârnă și aproape că abia pot să stau cât e de îngustă, dar mi trebuie să mai evoluez. Deși n-am fost niciodată grasă, nu sunt mobilă. Fetițele astea care vin la sală, bineînțeles că sunt foarte mobile, au niște date native. Nu poți veni să faci gimnastică așa dintr-o dată că vrei. Știu că în ultima perioadă, voi cei de la clubul de gimnastică atrăgeați atenția, în general, că numărul fetițelor care vin este din ce în ce mai mic. Între timp
S-a ivit o îmbunătățire? Există receptivitate din partea părinților și a fetițelor? Vă dați seama că acum, pe timpul pandemiei și la tot ce se întâmplă, receptivitatea este destul de scăzută. Nu am avut acces în grădinițe la selecție, ceea ce automat ne îngreunează un pic activitatea și ne reduce considerabil baza de selecție. Să știți că nu toate fetele care au reușit să aducă performanțe în acest club au fost super talentate. Multe dintre ele au muncit pentru ceea ce au avut. Ca și în viață, contează foarte mult perseverența, voința, susținerea părinților, bineînțeles, fără de care noi nu ne putem desfășura activitatea. Copiii vin în fiecare zi la antrenamente, cel puțin cele legitimate, și pentru asta automat au nevoie de suport și sprijinul părinților. Sunt înconjurată de fetițele astea talentate, care sunt foarte emotive, dar trebuie să le smulg câteva cuvinte și, în primul rând, am să rog pe Trică Florina să-mi spună cum a fost acest campionat, care sunt medaliile și cum te-a motivat pe tine competiția asta? Păi am luat 3 medalii de aur și una de argint. Mi-a plăcut foarte mult concursul. Am avut emoții înainte că nu o să iau nicio medalie. Și sper să am mai multe concursuri și sper altădată să iau și mai multe medalii. Bun, la ce ai luat tu aurul? Aur am luat la individual compus, la sol, la paralel și atât, și una de argint la sărituri. Ești mulțumită de acest rezultat? Da, sunt foarte mulțumită. Sper la celălalt concurs să iau și la bârnă. Da, bârna. Tu cum ai stat? Cum te numești? Donosea Andra. Andra, cum a fost? A fost frumos, mi-a plăcut. Am avut un pic emoții, dar a trecut. Am luat 3 medalii de aur și 2 de argint, dintre care una de aur a fost la bârnă, la sol și la individual. Cele de argint au fost la paralel și la sărituri. Bravo! Și alături de noi mai este încă o gimnastă? Mai aproape, păstăm noi distanța, dar să ne și auzim. Mă numesc Balan Amalia și am avut emoții că n-am mai făcut un concurs de mult. Am luat 2 medalii de argint și una de bronz. Aia de bronz la individual compus și o lea 2 la bârnă și la sol. Câte ore muncești tu pe zi la sală? Păi, acum 3-4, că aveam școală de la 11, normal. Vrei să faci gimnastică de performanță? Da. Ce le-ai spune tu celor care vor să facă gimnastică de performanță? Ce trebuie să facă ei? Cum trebuie să fie ca să atingă aceste rezultate și să devină campioni naționale, chiar și mondiale? Să muncească foarte mult. Acolo sus este Andreea Răducan și cred că ea de acolo sus vă veghează și vă motivează și cu siguranță voi vreți să o egalați, dacă nu s-o depășiți. Da. Da, emotive. Gimnastele în general sunt foarte emotive și antrenorii chiar sunt foarte emotivi, dar la exerciții, la antrenamente sunt duri. Florina este soră cu Daniela, da? Trică. Da, Florina este sora Danielei. Daniela Trică a participat și ea la campionatul național open, la categoria senioare. Ea la acest campionat nu a reprezentat Bârladul, dar este bârlădeancă, a obținut 2 medalii de argint și 2 de bronz. A fost recent transferată la CS Dinamo București, datorită faptului că legislația nu permite cluburilor sportive școlare să susțină sportivi seniori și din acest motiv noi am ales să o transferăm ca ea să poată beneficia în continuare de sprijin financiar, la fel ca celelalte sportive senioare, și alegerea
pe care am făcut-o a fost CSE Dinamo București, acolo și-a dorit copilul și bineînțeles că am ținut cont de părerea ei. Suntem tare mândri de ea, cred că este cel mai bun campionat pe care l-a făcut, a obținut cele mai multe medalii și îi urăm mult succes în pregătire. Are șanse să prindă echipa națională la campionatele europene, drept pentru care trebuie să muncească și noi o susținem de aici și ne rugăm să fie sănătoasă în primul rând, ca să poată să-și facă antrenamentele la capacitate maximă. Ce concursuri sau campionate vă mai așteaptă în viitorul apropiat? Anul ăsta poate? Din păcate, anul acesta nu ne mai așteaptă niciun campionat, însă continuitatea, precum am spus, în gimnastică este cheia succesului. Chiar dacă nu avem anul acesta nicio competiție, ne așteaptă un campionat școlar, sperăm să se desfășoare anul viitor în aprilie și apoi campionatele naționale ale federației, mai, iunie și noiembrie. În gimnastică sunt puține competiții, din cauza că sunt multe elemente de învățat, multe aparate la care trebuie să lucrăm, necesită timp și nu putem să o ținem dintr-o competiție în alta, ca de exemplu, nu știu, la jocurile sportive sau la atletism, unde acolo, prin competiții, copiii se perfecționează. Noi avem nevoie de antrenament să putem urca în pregătire și să ne perfecționăm. Atunci, multă putere de muncă vă doresc și dumneavoastră și fetițelor de aici din sală și să ne auzim cu bine la anul, cu rezultate foarte bune, cum de fapt ne-ați obișnuit până acum. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim și noi pentru prezență și vă așteptăm, Doamne ajută, cu rezultate la fel de bune și pe viitor!